Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru naștere Feciorii ai păzit, pentru adormire lumea, nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare, mutatu-te la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale de Maică, izbăvești din moarte sufletele noastre. Preacuvioase Părinte Diacon, preacucerici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cinstitori ai praznicului adormirii Maicii Domnului, iată ne ajungi cu bucurie în acest an 2013 la sărbătoarea ce încununează viața Maicii Domnului, 15 august, acest slăvit și minunat praznic prin care cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Sărbătoarea aceasta a adormirii și a mutării cu trupul la cer a Maicii Domnului este, de fapt, ziua nașterii Maicii Domnului în Împărăția lui Dumnezeu și o continuare a existenței ei. Din Cartea Faptele Apostolilor aflăm singurele informații pe care ni le furnizează Sfânta Scriptură în capitolul 1, versetul al 14-lea, în care se spune că Maica Domnului împreună cu Sfinții, ucenici și apostoli stăruiau în rugăciune în săvârșirea Sfintei Liturghii, adică în frângerea pâinii în prezența la rape și la toate momentele sociale la care era invitată și la care participau pentru împlinirea cuvântului și a poruncii și a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ascultând una din predicile minunate ale înalt preasfințitului părinte Bartolomeu Anania, trecut la Domnul, regretatul mitropolit al Ardealului, la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula din anul 2008, a spus următoarele cuvinte. Atunci când ne uităm pe Sfântul Disc, când preotul săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca proscuție, slujba pregătitoare Sfintei Euharistii sau a Sfintei Liturghii, vom observa că acolo agnețul, partea cea mai importantă, reprezintă Sfânta Treime, pe Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. După aceea, fiecare sunt încete, 9 cete de îngeri, de sfinți, de cuvioși. Conducătorii sunt încete. Există ceata conducătorilor, există ceata mucenicilor, ceata cuvisitorilor, a cuvioșilor, a cuvioaselor. Există ceata viilor, există ceata morților, numai singură, în partea dreaptă, în partea agnețului, dacă veți deschide un liturghier, cartea de rânduială și de slujba unui preot, veți observa acolo un triunghi mai mare sub care scrie Mater Teo, adică Maica Domnului, limba greacă, și veți vedea acolo că ea singură, în partea Fiului ei, stă acolo solitară și se roagă pentru fiecare dintre noi. Să nu credem că Maica Domnului a fost singură în singurătatea ei, ci a fost singură pentru că singură a mijlocit și datorită ei s-a mântuit neamul omenesc la bunavestirii când a venit Arhanghelul Gabriel și i-a spus: binecuvântată ești între femei, Domnul este cu tine, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul fie să fie cu tine, Domnul a căutat spre tine. Vedem așadar că foarte multe personalități a Vechiului Testament au fost catalogate de Dumnezeu, de agiograf, prin mărturia lor scrisă și prin insuflarea Duhului Sfânt ca fiind purtător de har. Dar niciunui om nu i-a fost acordată această cinstire. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Nimeni din Vechiul Testament și de pe acest pământ nu s-a mai întâlnit cu această formulă a plinătății harului și a desăvârșirii cu care a fost îmbogățită Maica Domnului de către Bunul Dumnezeu și de Sfânta Treime. Moise, Avraam și toți prorocii, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel și toți ceilalți, Ioan Botezătorul, despre care a spus chiar Mântuitorul că nu s-a născut nimeni mai vrednic ca acesta în pântecele Maicii sale, iată că Maica Domnului
primește o titulatură cu totul deosebită. Bucură-te! Bucuria tuturor, cum o numim și în acatist, bucuria celor necăjiți. De aceea a spus agiograful, bucură-te ceea ce ești plină de har și a mai dat ceva. Domnul este cu tine, ca nimeni vreodată să nu îndrăznească a spune că nu este Dumnezeu cu ea, așa cum i-au spus Mântuitorului în duminica ce a trecut. Că a făcut minuni cu Duhul sau cu Dumnezeul iadului, cu diavolul, cu Duhul demonilor, scoate pe demon. Și atunci Mântuitorul s-a dus dintre ei. De aceea, titulatura aceasta și formula aceasta, Domnul este cu tine, este specifică unei singure ființe de pe fața întregului pământ și de pe toată planeta noastră, fraților. De aceea a fost foarte frumos creionată de cel mai mare poet creștin, de Sfântul Apostol, de Sfântul Proroc David, ce a scris Psaltirea, și de toți ceilalți, Roman Melodu, Ioan Damaschinul, Petru Efesiul, și toți cei care au scris, Ioan Cucuzel, și toți ceilalți care au scris și au lăudat pe Maica Domnului și au adus cântări de laudă, au surprins-o pe Maica Domnului într-o frumoasă metaforă. Bucură-te ușa cea nedezlegată, cum spunea Ieremia, arătând fecioria Maicii Domnului. Bucură-te, auzim foarte des în acatistele închinate, imnele și mai ales în paraclisul Maicii Domnului, în primul paraclis, în al doilea paraclis, în canoanele și în cântările închinate de Sfinții Bisericii Maicii Domnului, o auzim pe aceasta tot timpul rugându-ne la ea, bucură-te bucuria celor necăjiți, acoperământul nostru, bucură-te ușa cea nedeschisă, nedezlegată, ea este deschisă, bucură-te ușa care duce către Împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste formulări, aceste formule au menirea de a ne aduce nouă în conștiința noastră, a tuturor, a fiecăruia dintre noi, că Maica Domnului, fără Maica Domnului, nu ne putem mântui nici chiar acum, despre care Sfântul Grigorie de Nazia spunea că este bici împotriva diavolilor. Cu Maica Domnului biruim toate stihiile și toate primejdiile lumii acesteia. Ea este nelipsită, fraților, din orice rânduială, cât de mică ar fi, ea nu lipsește din toată cântarea și poezia și tot ceea ce avem noi ca rugăciune în biserica noastră, în liturgica noastră ortodoxă, în toată formarea noastră, a bisericii noastre, ea nu lipsește. De la formula cea mai scurtă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pentru rugăciunile preacuratei Maicii noastre, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ea este nelipsită de Fiul ei. Cum o cărăsc astăzi sectanții? Numind-o în fel și fel și în fel și chip, numind-o și spunând că a mai avut copii, că n-avea cum să mai aibă copii. Pentru că singurul și întâiul copil al ei a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Maica Domnului a fost cinstită de însăși Fiul ei, i-a spus, iată, dacă Maica Domnului ar mai fi avut copii, nu i-ar fi spus unui apostol răstignit pe, în cele mai groaznice și grele momente din viața Mântuitorului, nu i-ar fi spus cu mâinile pironite pe cruce, n-ar fi încredințat unui apostol și celui mai tânăr de 17-18 ani, Ioan Evanghelistul. Dacă Maica Domnului ar mai fi avut alți copii, și Iisus ar mai fi avut frați după trup, ar mai fi fost încredințată Maica Domnului unui străin, cum era între ghilimele străin Ioan Evanghelistul? Nu, pentru că Mântuitorul nu a mai avut frați. Ce? Tatăl său după trup era Iosif? Era tată ca să nu fie omorâtă cu pietre Maica Domnului, pentru că poporul nu înțelegea zămislirea mai presus de fire, fără de cunoaștere de bărbat, fără sămânță bărbătească. De aceea, Maica Domnului a fost încredințată și ea nu putem să o despărțim niciodată de Fiul ei. Fiul ei a murit și a înviat a treia zi după Scriptură, cum spune Crescu, și s-a înălțat la cer. Și acolo a înălțat-o și pe Maica Domnului. Cum poate cineva să aducă cuvinte? Cine dintre noi ar suporta cuvinte de ocară aduse propriei sale maici?
Oare Mântuitorul nostru Iisus Hristos credeți că nu se supără când astăzi o ponegresc unii care se mai și cheamă biserică și creștini și spun că Maica Domnului îi sora noastră? Nu e adevărat, este izbăvitoarea noastră, este sfințitoarea noastră, este prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și toate acestea, le spunem, fraților, ca să mărturisim așa cum s-a mărturisit în toată ortodoxia noastră și aseară. Atât de mult au iubit-o credincioșii noștri ortodoxi pe Maica Domnului, ca nimeni alții de pe fața întregului pământ. Pe aceasta o vor ferici la sfârșitul veacurilor, când se va arăta adevărul suprem toate neamurile. I-a spus aceasta Elisabeta, iată, de acum te vor ferici. Și chiar Maica Domnului spune în Evanghelia de la Luca, la 1:34 și capitolul 2, spune clar, iată, de acum mă vor ferici pe mine toate neamurile pământului, și chinezul, și japonezul, și albanezul, și musulmanii care nu cred în Maica Domnului. Și astăzi vedeți ce fac cu femeia în viață, au mai multe femei și nu o cinstesc, dar la sfârșitul veacurilor toți aceștia o vor cinsti și o vor recunoaște pe Maica Domnului. Slujba prohodului ne arată, frații, că ea a fost înmormântat și a murit într-adevăr cu trupul și ea a murit ca o încununare a vieții ei. Ea n-a murit pentru faptul că avea păcate. Știți de ce trebuie noi să murim? V-ați întrebat oare dumneavoastră vreodată de ce trebuie noi și de ce este atât de necesar ca noi să murim? De ce este moartea atât de necesară? Fără ea nu se poate. Pentru că avem păcate, frații. Pentru că numai prin pământ, așa cum a trecut sufletul și trupul prin apa botezului și s-a curățit la o viață nouă, așa spun Sfinții Părinți, prin pământ trupul trecând și luându-și pământul cele ce sunt ale Lui, pentru că Dumnezeu din pământ ne-a făcut și cunoaștem foarte bine dogma aceasta, bisericii, învățătura despre creaționism și nu despre evoluționism, cum o mai aduc și astăzi în discuție unii, iată că noi trecând prin pământ ne ridicăm, de fapt, trupul rămâne acolo și ne ridicăm cu un trup spiritualizat și cu sufletul înviat în Împărăția lui Dumnezeu. Însă și Maica Domnului a făcut aceasta. N-avea nevoie. Ea n-a murit pentru că avea păcate. Ea a fost curățită de păcatul strămoșesc în timpul zămislirii, când i-a spus Arhanghelului Gavril, când a întrebat-o, ești tu de acord să se nască în tine Fiul lui Dumnezeu, să ia trup și să-l porți tu, să-l crești și să fii o maică pentru el și să-ți asumi tu toate acestea? Și ea s-a minunat atunci și a spus, fie mie după cuvântul tău, după cum mi-ai vestit mie, vine vestitorule Arhanghel Gavril. Dacă ea n-ar fi spus nimic și dacă ea n-ar fi fost încredințat lucrul acesta cu cuvintele ei, cu toată ființa ei, planul de mântuire al lui Dumnezeu nu s-ar fi împlinit. Noi n-am fi fost mântuiți și n-am fi fost astăzi aici, fraților. Dar Maica Domnului și-a asumat toată această mântuire și a spus, fie mie după cuvântul tău. Și când a făcut aceasta, atunci a fost curățită de păcatul strămoșesc. Catolicii, în mod greșit, au două dogme mariologice, ce diferă de învățătura noastră ortodoxă. Spun că Maica Domnului s-ar fi născut din Sfânta Ana fără de păcatul strămoșesc, ceea ce este greșit, și mai au o dogmă la sărbătoarea de astăzi, numită a înălțării cu trupul la cer din propria ei putere. Nu prin mijlocirea Fiului, așa cum ne arată majoritatea Sfinților Părinți, că cu 3 zile înainte, într-o vineri, a venit Arhanghelul și i-a adus veste bună și s-a bucurat pentru că încetau tinurile ei și prigoana iudeilor și a spus peste 3 zile va veni Fiul tău și Dumnezeu nostru și te va lua cu trupul la cer. Maica Domnului a trecut la Domnul la o vârstă de peste 60-70 de ani. Locul este sigur. Ierusalim, chiar acolo, o mare bogătașă romană, Ilcheia, a ridicat Biserica Adormirii Maicii Domnului și cu prilejul acestei ridicări a Bisericii Adormirii Maicii Domnului din Ierusalim, pe data de 15 august, s-a fixat praznicul acesta peste fața tot pământului. Catolicii au luat sărbătoarea aceasta de la ortodoxi. Primul care a fost cel ce a instituit această sărbătoare pe data de 15
August a fost, de fapt, Juvenalie al Ierusalimului, cel care a și întrunit Patriarhul de Ierusalim, sinodul al IV-lea de la Calcedon din anul 451, cel ce a stabilit acolo maternitatea, pururea Fecioria Maicii Domnului, adică pictura bisericească cu trei steluțe în frunte, pe umărul drept și pe umărul stâng, adică întreita Fecioria Maicii Domnului, s-a stabilit tot acolo termenul grecesc, Teotokos, adică născătoare de Dumnezeu, și nu cum susțineau alții că e numai născătoare de om, Maica Domnului n-a fost născătoare de om. A fost născătoare de Dumnezeu pentru că firea umană și-a luat-o din ea Mântuitorul nostru și împreunând cele două firi le-a înălțat cu trupul la cer. De aceea am spus că icoana Maicii Domnului este cu trei steluțe. Aici, la această zicere, în apus Papa Pius al XII-lea, în anul 1950, în dogma înălțării sau asumpție, Maica Domnului s-a înălțat la cer, cum spuneam, cu puterea ei și nu prin intervenția și prin mijlocirea Fiului ei. Păcatul acesta al catolicilor de a nu cinsti în mod clar și corect, îl vedem ca o revenire și o trecere în lumea, în lumea protestantă de astăzi. Noi păstrăm, fraților, de mai bine de 2000 de ani, dogma aceasta a Mariologiei, a învățăturii despre Maica Domnului și o cinstim pe ea așa cum se cuvine, numind-o pururea Fecioară, născătoare de Dumnezeu și mântuitoarea și salvarea noastră. Aduceți-vă aminte din acatistul de astăzi că Maica Domnului a adunat pe nori fiind trimiși la propovăduire, mergând învățați toate neamurile, s-au dus apostolii să ducă mesajul Evangheliei sale la toată lumea și la toată suflarea. Fiecare apostol era în lumea antică cunoscută în fiecare loc, făcându-și misiunea și împlinind porunca lui Dumnezeu. Trecând la Domnul și apropiindu-se Maica Domnului de sfârșitul ei pământesc, atunci a îngăduit Dumnezeu ca toți apostolii să fie răpiți în nori și dintr-o dată au fost ridicați și au dus la Ierusalim din locul în care erau adunați. Unul singur, apostolul Toma, așa cum știm și în Duminica Tomei, era cel care a spus, dacă nu voi pune degetul meu în coasta lui, în semnul cuilor, nu voi crede. Și i-au spus atunci, Toma, nu fii necredincios, ci fii credincios. Însuși Mântuitorul s-a arătat. Așa s-a întâmplat și la înmormântarea Maicii Domnului. Sfântul Apostol Toma, din economie și pronie, purtare dumnezeiască de grijă pentru mântuirea noastră, a neamului omenesc, Toma lipsește. Nu vine din Malabar, din India, unde își făcea acolo o predicare a Evangheliei și a Cuvântului și făcea misiunea sa de apostol, și au venit numai 11 apostoli, fără Toma, cu toți ceilalți, cu femeile mironosiți, au plâns pe Maica Domnului timp de 3 zile, de vineri până duminică. Duminică au îngropat-o pe Maica Domnului și încă 3 zile, spune tradiția creștină, s-au auzit cântări de laude, voci dumnezeiești, coruri nemai auzite, cântând prohodul și aducând bucurie și aducând cântări de slavă închinate Maicii Domnului. De-abia după 3 zile de la mormântare, atunci a venit și Sfântul Toma și a deschis mormântul și a văzut acolo omoforul Maicii Domnului și brâul Maicii Domnului. A căzut în genunchi, a plâns și a adus aminte că el a fost necredincios și acum a crezut, acum n-a mai fost necredincios ca prima dată în cazul Mântuitorului, al apariției Mântuitorului prin ușile încuiate. Și mergând înapoi din Ierusalim la Malabar, în nori spune tradiția, în văzduh l-a întâmpinat Maica Domnului și a dat acoperământul ei cu care ea și acoperea capul în semn de respect ca o adevărată maică și exemplu pentru noi toți și pentru toate mamele și credincioase și femeile noastre de a intra acoperite după modelul Maicii Domnului în casa lui Dumnezeu și stând la rugăciune. De aceea Maica Domnului a fost învăluită într-atâta cinstire și răpită și Dumnezeu i-a dat atâta slăvire încât ea s-a urcat cu trupul ei neputrezit mai sus decât toate cerurile. De aceea o numește biserica și cântarea noastră, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare, care fără stricăciune. Deci nu există nicio stricăciune, Maica Domnului. Pe tine cea cu adevărat, deci nu mincinos, cu adevărat o numim și Teotokos, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Iată
Încheiem cuvântul acesta de învățătură astăzi, nu putem altfel decât cu troparul și cu nădejdea rugăciunilor pe care ni le va împlini și cărora trebuie să îi le acordăm și să îi le aducem. Maicii Domnului, într-o naștere spune, fecioria ai păzit, iată, ai născut și ai rămas fecioar. Într-o adormire, chiar dacă ai murit, spune, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutându-te la viața cea neîmbătrânitoare, fiind Maica Vieții, ea care ne-a dat nouă viață, s-a mutat, iată, în viața cea veșnică. Cu rugăciunile tale, cele de Maică, izbăvești de moarte sufletele noastre în vecii vecilor. Amin. Sănătate, bucurie și Doamne ajută să ne vedem și la anul. Sănătate.